ziua și bine ați venit la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Astăzi participați la o întâlnire de final de an a Asociației Scriitorilor din județul nostru. Este o întâlnire pe care am dorit să organizăm cu public, adică cu voi, și pentru a-i cunoaște pe scriitorii sălăjeni și poate pentru a întreba despre literatură, despre ce scriu, despre cum scriu. Și cred că este bine și pentru voi să-i vedeți măcar pe scriitorii vii de astăzi din județul nostru. Asociația Scriitorilor din județul Sălaj s-a înființat cu mai mulți ani în urmă. În acest an am editat o antologie căreia i-am spus 27 de scriitori sălăjeni și din această antologie îi puteți citi. Această antologie o puteți descărca gratuit de pe site-ul editurii Caiete Silvan. Copii, haideți aici în față. Haideți că este, sunt locuri. Și o să dau citire membrilor asociației, așa cum avem noi situația. Carmen Ardelean, Simona Ardelean, Silvia Bodea Sărăjan, Ioan Vasile Bulgărean, Imelda Chința, Maria Croitoru, Simone Gheorfi, Gheorfi de Ardior, Dina Horvat, Florin Horvat, Mioara Lazar, Marcel Lucaciu, Flavius Blupăcel, Angela Maxim, Ancuța Marieș, Alice Valeria Nicu, Augustin Mocanu, din păcate a decedat profesor Mocanu, Viorel Mureșan, Viorica Mureșan, Ioan Maria Oros, Ileana Petrean Păușan, Ion Pițoiu Dragomir, Teodor Sărăcus Comănescu, cel care vă vorbește, Daniel Săuca, Doina Ira Tăutan, Viorel Gheorghe Tăutan și Artemiu Vanca. Mă bucur că astăzi împreună cu voi sunt o bună parte, cred că într-o asemenea postură nu ne-am văzut chiar de mult nici noi. Este o întâlnire de final de an, fiecare scriitor se va prezenta sau va prezenta ceea ce dorește fiecare. O să începem din partea cealaltă cu domnul Teodor Sărăcus Comănescu, vă rog. La editura Neuma, în Cluj-Napoca. Și ce să vă spun, n-aș vrea să desconspir neapărat ceea ce se găsește în paginile ei, dar totuși ceva pot să spun, că cuprinde două novele și ambele, dar mai ales una dintre ele, cea de la vest la est, e scrisă undeva în mintea mea de vreo 20 de ani. Deci am așteptat peste două decenii pentru a putea să o public. Au fost motive întemeiate pentru a păstra totuși conținutul acestei novele. Nu doar două destine, una dintre cele două novele, este inspirată din viața satului, a unui sat de dinainte și de după război. Nu mă întrebe cineva care e război. Războiul e război și, de fapt, greutățile sunt cam aceleași. Dacă ne gândim la războiul, primul război mondial sau al doilea, viața la țară, să știți că nici nu s-a schimbat grozav de mult. Greutățile au rămas cam la fel. Ba chiar, eu care m-am mutat de vreo câțiva ani, 3 ani, constat că, de fapt, viața la țară este pe aici, pe acolo, cam la fel cum era în timpul războiului sau după războaie. Îmi pare rău să spun asta. Dar cam așa este. Cea de-a doua este inspirată din evenimentele de dinainte de, hai să spunem, Revoluția din 89 și ceva după.
Aș vrea să spun că să nu se găsească cineva să îndrăznească cumva să spună că poate fi personaj din această carte. O spun deschis. Că sunt coincidențe cu realitatea. Și mai ales că se vor găsi anumite localități. Un topos care este în realitate. Nu putea să trec peste el. Dar asta nu înseamnă că cineva din zona respectivă, din locul respectiv, poate să devină personaj. Pentru că proza e ficțiune. Și învățați lucrurile acestea de învățat la școală. Am să vă citesc doar un fragment de pe ultima copertă, ca să faceți în mare ideea de a vedea ce am putut prinde, să spunem, în una din cele două nuvele, de la vest la est. Procesul Ceaușescilor din acea zi de Crăciun îi produsese lui Tudor o stare de greață, amestecată cu furie și cu deznădejde, la dezamăgire. Nu mai dori să afle ce simt cei de lângă el, ci se cufundă în groapa istoriei ca să-și mai atenueze dezamăgirea, însă se trezi cu o răbufnire pe care parcă divinitatea i-o trimise ca un recul la gândul lui. De ce, Doamne, n-ai vegheat la păcatul acestui popor, oropsit și blestemat, să nu-și omoare conducătorii în zile de praznic? În noaptea aceea rămase mult timp pironit cu ochii în tavan. Filozofa în mintea lui, punându-și fel de fel de întrebări, la cele mai multe nu găsi niciun răspuns. Avea să se lămurească mult mai târziu că nu fusese decât un pion rătăcit în hazardul unui moment din istorie, un fragment din novelă. Întâmplător am la mine, pentru că trebuia să dau cuiva, încă n-am ajuns, este o carte anterioară, am eu ceva cu destinul și el mai mult cu mine, unii știu lucrurile acestea, destin cu și am fost și eu profesor și stau și mă gândesc la programele școlare și în principal la scriitorii canonici pe care aveți în program. Mă gândesc la ce învățam eu ca și elev și student și la ceea ce învățați voi acum. Nu vreau să spun mai mult. Mulțumesc! Mulțumim pentru Fernando Sărăcuț Covănescu. Un alt membru al Asociației Scriitorilor din Sălaj vine din Jibou, e bibliotecar, traducător, prozator, domnul Gheorghe Dea Gheorghe. Mă bucur să ne întâlnim. Noi, de fapt, umblăm în cuplu și acolo este soția mea. Anul acesta mi-a apărut o carte care arată un pic mai ciudat. Dacă vă uitați așa, atunci e cartea ei. Și dacă vă uitați așa, atunci e cartea mea. Da? Trebuie să vă spun, cartea mea se numește Gârza Arta Bârză. De ce se numește astfel? Pentru că are ca personaj un bârz. Spre deosebire de domnul profesor, eu, inspector, așa. Nu pot să spun că mă tem ca personajul meu să fie identificat cu oareși cine, pentru că este un personaj fantastic, science fiction, și o să vă vi-l prezint, așa. Deci, zice că făptură de o versabilitate impresionantă, oarecum antropomorfă, dotat cu o natură intuitivă, compensată de o inteligență judicios pasajată, unele lucruri de mente bine ținute în frâu, Vârsa ar fi putut mândri într-o proporție rezonabilă cu titlul de produs final al evoluției darwiniene, dacă cineva și-ar fi dat silința să-l observe. Acest Vârs sunt niște fițe între dimensiuni. Deci, ați auzit de fractali? Deci fractalii sunt niște linii foarte, foarte, foarte frânte, care nu sunt nici linie dreaptă, deci monodimensională, nici suprafață care este bidimensională. Ei, vârstul este ceva între a doua și a treia dimensiune și dacă vă uitați așa atent, pe acolo, pe la colț, când se adună mulți doritori de cultură, apar și ei cu lepa cine mai trebuie să fie acolo. Și atunci arată ca niște punte de păiaje. Eu acum răsăbit vederea și mai văd bine, da? Trebuie să fie cu cel puțin 2-3 dar mai mult ca aici, da? Deci, acesta este vârful și povestirea la care se referă îl are ca și rol principal. Subtitlul este O odisee în muzică. De ce? Anul acesta se fac 100 de ani de când am pierdut pe un muz, care a fost un prozator absurd. S-a născut într-un an cu Kafka. Kafka a trăit mai mult de vinci celebru, Urbus, din păcate, care era un tip foarte vesel.
îi plăcea să umble pe la chefuri, era purtat de către femei. La un moment dat a devenit grefier principal la Tribunalul din București, la un moment dat, nu știu exact de ce, conspiraționiștii tot lansat tot felul de teorii, s-au închis în birou și s-au împușcat de cap. Ei, să știți că acum am ultimul număr al Caietelor Silvane, revistă la care am scris din 2005 începând, am vorbit despre acest lucru, pentru că și voi tot vedeți un muz ori de câte ori vă plimbați prin oraș. Știți ce este un muzul? În afară de fapt că este, sunt mărgele care arată ca și cele de perle. Deci, inițial, numele lor venea de la Sântoarea Ormuz din Golful Persic și acolo se făceau niște mărgele care se numeau foarte bine cu perlele adevărate. Da. La ideea asta că sunt niște bobițe albe și rotunde, pe unde vedeți voi bobițe din acestea? La gardurile vide dintre blocuri, da? Deci plantele acelea care fac bobițe albe și pe care băieții au obiceiul să le sufle prin țevi lungi, așa că trebuie prin cuma. Alea sunt, vezi, bobițe de urmos, da? Deci ca să știți despre cine este vorba. Da. În antologia în care a prezentat-o domnul Săuca, o să găsiți trei pozele ale mele. Una este de la un târg care a avut loc cu elevii, aici pe platou, încă pe vremea ce existau mai mulți om. Trebuie să spun că cuștile alea care sunt așa puse trei grate cu trei grate, mie mi-aduc aminte de crucea cu gratia legionarilor, dar nu știu dacă ce de la Zadar, știu așa ceva. Și e o proză în care muntele vine peste ovale pentru că s-au fost defișat foarte tare, iar și alei de centrul Zadarului. Și mai există o povestire în care un grup de crăciunițe, vara, cu Sfântul Ion Botezătorul, dau un spectacol undeva prin țară. Cam asta sunt ceea ce vreau să vă zic. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Gheorfi. În continuare, cum a anunțat deja, Simone Gheorfi din Jibou, profesoară de matematică, poetă, traducătoare. Bună ziua! Numele meu este Simone Gheorfi, sunt matematician, prozator, traducător, poet, grădinar și avid scriitor pe Instagram. Învăț de la copiii mei. În materie de proză, trebuie să vă spun că am scris până acum două volume povești pentru copii și adulți și un volum de un roman pentru un roman de aventuri pentru tineret în limba maghiară. Acum scriu volumul 2. Iar anul acesta a apărut acest volum duplex care sper că anul viitor să primească un premiu pentru că anul acesta meu, care a zis că umblăm în cuplu. Mai alaltă ieri a fost laureat cu premiul pentru eseu și critică al comunității SF din România. Asta o citesc. Aș vrea să vă citesc numai sfârșitul pentru cartea de povestiri, aceasta, partea mea, pentru că aduce ceva mai proaspăt în privința așa numite revoluții din 1989. Am ieșit în stradă, voiam vești, voiam o gură de aer liber ca să am de ce mi-aduce aminte mai încolo. În drumul meu mi-a fost dat să întâlnesc cel mai straniu cortegiu funerar văzut vreodată. Cu câteva zile în urmă am murise o bătrână. Neamurile și cunoscuții o conduceau la groapă cu o viteză demnă de raliu. Aproape întrag. Preotul se grăbea și el în fruntea cortegiului. Dacă stau să mă gândesc bine, arăta mai degrabă ca o ceată de petrecăreți. Aproape că mă simțeam ofensată în locul moartei, desigur. La urmă, urmei era mătușa sau sora vârstnică sau cunoștința tuturor acelor bărbați și femei care o conduceau pe ultimul drum în pas de dans prin țară. Apoi, dintr-o dată, se făcu lumină. Păi, sigur, toți știau. Știau foarte bine ce se întâmpla în capitală. Fără voia mea, mă alăturai cortegiului. Și în groapa bătrânei, în pudat, s-aud cel mai voios provod spus vreodată. Scurt, extrem de optimist, plin de veselie, atot cuprinzătoare, ce păcat că bătrâna nu mai avea cum să-l audă. Iar la încheiere, preotul aproape că strigă. Și acum, copiii mei, mergeți cu toții, pe casele voastre, căci ei trebuie să stea alături de cei vii. O zi bună tuturor. Asta încheie volumul de povestie. Și pentru că sunt și poet,
traducător. În ultimul timp am tradus mai degrabă, dar pentru că pregătesc un nou volum de poezii, primul apărând acum 25 de ani, și o să vă citesc ultima poezie care o să fie în acest nou volum. Se intitulează E timpul să vorbim despre moartea de sigur. Cum valurile înțăriate se tot lovesc de stânci, tot astfel se sparge de mine viața zi după zi și nu mă mai ascunde niciun înger. Cuvintele se sting încet ca o grădină căzută în urtare. Spune, cum să-mi port iubirea către tine? În ce surâs elaborat să-mi înfășor spainele în drumul meu spre hotarele întunericului? E timpul să vorbim despre moaștere, desigur. Mulțumesc! Mulțumesc! Angela Maxim. Vă spun și eu bună ziua tuturor. Numele meu este Angela Maxim, locuiesc în satul Răstoțul Mare, comuna Bucium, și mă mândresc cu acest fapt pentru că acolo, în satul meu, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, mai precis, în 15 mai 1847, s-a născut poetul și publicistul Ionită Scipion Nevădescu, cel al cărui nume îl poartă biblioteca noastră județeană. Eu sunt și eu poetă, am reușit până acum să scot 15 plachete de versuri, deci volume mai micuțe, și fiecare este pe o altă temă, pentru că se apropie cu pași repezi zilele Crăciunului, zilele Revoluției. Am să vă citesc două poezii din volumul de versuri, Versuri vine de Crăciun și din poemele Revoluției. Nu te stinge, nu te stinge, lampă veche, stai și luminează tinda, că e noaptea cea mai sfântă și vin prunci cu colinda și vin craii de departe să ne aducă vestea mare, cum că s-a născut în iezme un copil cu chip de soare. Și vin îngeri ca vântul, sună trâmbițe de aur, bat din aripi pe la geamuri că Iisus se naște în staul. Nu te stinge, lampă dragă, până a răsărit spre noapte steaua ce cunoaște drumul către Betleem departe. Nu te stinge până or trece și păstorii cei din urmă, călător spre Țara Sfântă, fiecare cu a lui turmă. Și apoi, dacă aflăm minunea despre prunc și despre mamă, poți încet, încet spre ziua să te stingi de bună seama. Și din volumul de versuri, poemele Revoluției, nu mai plânge, nu mai plânge, maică dragă Românie, căci ai tăi copii nu-s morți, ci dorm sub glie. Și când iarăși e norat și afară plouă, din mormânt ei cresc încet prin iarba nouă. Nu mai plânge, maică dragă Românie, după ai tăi ce n-au avut copilărie. Primăvara, când răsună glas de toacă, din mormânt ei iarăși cresc și ies la joacă. Nu mai plânge, maică dragă Românie, pentru fiii dispăruți cei peste 1000, când răsare luna limpede spre seară, șalor duhuri din morminte ies și zboară. Nu mai plânge, maică dragă Românie, după tinerii tăi sfinți de prin sicrie, ei nu-s morți, ci mai trăiesc și acum prin vise, bântuind vieți teroriști cu uși închise. Mulțumesc! Mulțumesc și noi! Întâlnirea de astăzi are loc și cu sprijinul filialei Zalău, scuze, a reprezentanței Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. În continuare, un membru al Uniunii, domnul profesor Ion Picioiu Dragomir. Frumoșilor, și aici, și aici, deștepților, minunaților, privindu-vă, mi-ați trezit un bulgăre nostalgic. Atunci când eram elev ca voi,
cu ceva timp în urmă și ne duceau profesorii noștri la întâlniri cu scriitorii, chiar înainte de prima întâlnire m-am întrebat, mă, cum arată scriitorii ăștia? Cât de mare au ei capul? Oare ce inimă au? Sunt făcuți ca și noi din carne și oase? Sau doar din suflet? Suntem în decembrie. Suntem într-o zi când o sfântă mamă s-a dus la ceruri să se roage pentru noi. În amintirea ei mă voi duce la un poem. O bătrână de întuneric bătea în fiecare cruce din cimitir. Ușor, ca un scâncet bătea. Mai departe, copiii din Deleni, Deleni este partea satului în care a copilărit un orfan, atârnau de cer meduze de smarald negru, cu flori de busuioc, de magheran și de bobidrag, în mâini o bătrână de întuneric trecea prin sângele meu într-o caleașcă albă. Împărătească, ștergare, chilini și împărțea în celarul localitatea cornete cu lacrime. Un poem acum în care vezi vedea un baliaj între lume și lume, lumea noastră atât de frumoasă, lumea noastră plină de bătălii și de sânge, flori albe ca iarna, cadoul promis e în drum spre tine. Să mulți oarecum inimii și minții deopotrivă. În sufletul lui nu intra dintr-o dată și pentru orice eventualitate programează-te la coafor, nu în metavers. La noi, ca să fim suficient împăcați, s-a repartizat la fiecare casă câte o felie de revoluție proaspătă. Titlul de proprietate, scris cu fum de țigare, cum zicea Romete, și restul citări premiate la fiecare campanie electorală. Peroram lipitor de afișe, cu Harvard, Sorbona și Oxford la butonieră. Puțin despre Colette. Are ambalaj îngrijit ca toate amintirile cu sânge indus. Un portativ pentru hit ce nu va apărea niciodată. Și fundă mirezmată rogvaiv. Am scris greu adresa, mâna
mi-a smuls-o luna când am vrut prima dată să-i mângâi șoaptele râului acolo și toate șuvițele tragic de frumoase. Îți amintești când eram jos? Te-am făcut cer de fluturi multicolore, te s-au adunat albinele săracele, crezând că acolo e pergolă de fluturi și de flori amante. Nici văzduhul înalt n-o să vă mai pună cătușe. Iată, am și retras de pe rafturi toate clepsidrele vulnerabile. Voi să întâmpinați în gări liniștiți sosirea triumfală a raiului. Striga de pe trepiedului un candidat cu mustața pe limbă. Cartea primită, să-ți fi trimis altceva? Surâde în palmele tale. Titlul Tratat de murire nu are nicio legătură de sânge cu vreo biografie altfel înflorită în ghilotina albastră. N-am fost surprins că luna încă o dată, să nu spun geloasă, a răvășit undele rănindu-mi cealaltă mână. Eu cer uneori persuasiv, sugerându-i că-n suspinele râului șuvițele ei tragide. Am privit-o în ochi până când roua a deschis ușa unei mănăstiri. Nu de mult, un ciborg voiajor ne-a mânat câte un CD fascinant. Câștigătoarea ultimei parade a modei a fost reprezentanta estrilor. Limbaj moderat cu inteligența artificială, uluind asistența cu trupul ei răvășitor. Acoperire sumară, transparență fluidă, zâmbet briant către pictorii de carturi. În carte vom citi împreună, aici vei fi cer si de fac cu fluturi, în timp fără frontarii amândoi îți repet, vom trece peste fiecare pagină fulgurantă, apoi misterele albe vor ninge ca într-un balet cristalin, totul va murmura alb, alb și liter. Și noi și... Mulțumim! Vin sărbătorile. Haide să ne deschidem sufletele, să-L primim pe Mântuitorul și să spunem: Doamne, ești cu noi. Mulțumim, în continuare, Viorica Mureșoană. Ziua, sunt învățătoare în Stomeșul Dorhei, acolo locuiesc. Anul acesta sunt prezentă doar în antologia scoasă de Centrul de Cultură din Sălaj. Și înainte am publicat o volume de versuri. Da, unul premiat la festivalul Gheorghe Pitus,
când o vin bine, mult de atunci, dar unii poeți scriu mai puțin. Vreau să vă spun că astăzi este o poezie, poate nu numai pentru mine, ci pentru toți colegii, că sala e plină. De multe ori nu mă explicam de ce unii, știu, liceeni sau copii de gimnaziu, spun că urăsc limba română sau nu înțeleg nimic din poezie. Poate că ideea e că trebuie să vă gândiți că orice faci poate să fie poezie. Și faptul că ești acum aici e o poezie într-un fel. Probabil că trebuie să vă regăsiți în poezie. Asta înseamnă că în timp ce citiți, încercați să vă puneți în locul celui care a scris ce vrea să spună sau ce simte. Oricum, vă mulțumesc și e o mare bucurie să fie sala plină. Am să vă citesc din primul volum, poezia Nu uita. Ziua, nu uita ziua când ai pășit fără să numeri, valul s-a spart de rotulă și s-a retras. Noaptea în care ai pliat tăcerea ca pe o umbrelă, gândurile aruncate, culese, într-o perpetuă și violentă candoare, ascultă muzica secundelor devoratoare, astfel vei ști la final al cărei clipe fără scăpare soț ai rămas. Mulțumesc! Mulțumim în continuare un prozator, domnul Florin Vorba. Nu vă va citi astăzi proză, vă va spune câteva gânduri. Vă rog. Spun bună seara tuturor sau încă bună ziua. Bine ați venit. Și așa cum spunea și Daniel, eu sunt pus la colț întotdeauna. 400 de pagini de roman nu se pot citi, nici măcar două, nici măcar trei. Prin urmare, nu știu dacă e bine, aproape de un amurg, să zicem, al vieții, împlinesc 79 de ani, am sentimentul tot mai acut, sentiment pe care aș vrea ca voi să nu-l aveți, de amurg al vremilor, un fel de povărniști, tare ciudat. Povărniști care a început cu etapa de care voi mai puțin vă aduceți aminte, a pandemiei, etapă în care doar cei vârstnici erau obligați să stea acasă. Așa că am uitat să mai vorbesc în public, am acumulat doar multe tăceri și una din tăcerile recente, ca să spunem așa, se cheamă aici, la Altarul Furtunilor. Nu știu în cartea voastră de citire câte pagini sunt alocate pentru Ioan Vădăcel cumplit. Eu, roman, am alocat 400, vă asigur că am pus tot sufletul, tot ceea ce a putut cuprinde mintea și bucuria de a găsi și, prin urmare, aștept cititorii, n-am ce să vă spun. Când va fi să fie, o să ne cunoaștem mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vorba! În continuare, Marcel Lucaciu, profesor, inspector școlar, președintele Cenacului Literal Silvania. Bună ziua tuturor! Patria mea este limba română. A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este dumnezeiesc de frumoasă, spunea poetul Nichita Stănescu. De la cărui trecere în lumină se vor împlini peste două zile, în 13 decembrie, 40 de ani. Poeții, să știți, ei doar se nasc, ei nu mor niciodată. Rămân în urma lor cărțile, rămâne poezia, rămâne biografia unei inimi care este poema. Poema care e scrierea cu tine însuți, scrierea cu sângele tău. Mi-aș dori să vă citesc două dintre scrisorile mele către Izolda. Aș vrea să spun că în 1995 mi-a apărut prima parte la editura Dacia, o parte intitulată Scrisori către Izolda.
fost o hartă bine primită de critica literară. Cuprindea, pe lângă alte poeme, 30 de scrisori adresate Izolei. De atunci mi-au apărut 9 cărți, unele de poezie, altele de publicistică, altele de eseuri, chiar și o carte despre Nichita Stănescu, pentru că mi-a preferat relecturi stănescene. Și cea mai recentă carte este Cenușa Orilor, apărut în 2023 la Școala Aveleană din Cluj și Caiete Silvane din Zalău. Până prezent am 74 de scrisori către Izolda, să nu vă speriați că nu o să le citesc pe toate. O să vă citesc două din aceste scrisori. Scrisori către Izolda, 5. În dreptul arterei aorte este ea, iarăși iarna. Visându-mi visele, trăiește în locul meu. Vino de la polul tău nord, nu mai rătăci din odaie în odaie prin castelul de vânt. E atât de pustiu pe praja norilor. Știi? O duc și mai bine. Am buzunare pline de păianjeni și sunt bogat de atâta sărăcie. Vince pe zmetic în odaia mea, confort 1A, noaptea pătrunde în sânge, ca o iubită în așternut. Scrisori către Izolda, 10. Tot mai greu să trăiesc ca un Robinson Crusoe într-un zgârie nori, citind doar ziarul local și independent, așteptând în final uzorul la taifasul minciunii. Am primit, în mod democratic, un zâmbet, o mască de sticlă, voi deveni profesor de tandreze. Mulțumesc! În continuare, profesor actual, doamna Polina Ida Căutan. Celor scrise. Înainte de orice sunt mama și soție și după aceea și scriitoare, așa se numește cei care scriu, nu? Eu am scris, prima mea carte a fost o carte de poezie, scrisă împreună cu soțul meu, de poeme de dragoste pe care mi le-am dedicat unul altuia. Scriu și poezie, dar rar și puțin. Scriu proza, adică scriu de fapt povești de viață, povești de viață trecute prin filtrul meu de scriitor. Și sunt povești reale de viață. Ultima, sau mă rog, cea mai recentă carte, cea publicată în anul 23, anul acesta, este Fata Măriuței, este o poveste despre viața unei femei care a fost nevoită să-și lase familia, să plece, să lucreze în străinătate, cum așa de multe alte femei o fac. Drama prin care trece și ea, și familia, și nu știu dacă să vă citesc un pic, poate, deși e neconcludent să citesc dintr-un roman câteva pasaje. Dacă vreți să mă cunoașteți mai bine, găsiți cărțile mele la Centrul de Cultură, am să vă citesc puțin totuși. Și iar mi-e dor. Mi-e dor să mă certe mama, așa cum făcea când eram copil și când nu-i păsa că o aud de toată strada cum strigă la mine. Mi-e dor să mă țină tata în brațe, cu capul pe umărul lui, să-i simt mirosul și bunătatea. Mi-e dor de bunica, de cozonacii și de bunătățile pe care mi le făcea. Mi-e dor de Valentina meu și mi-e dor de timpul în care copilașii mei erau mici, de îmbrățișarea lor care făcea să uit toate necazurile. Mi-e dor de copiii mei, când erau mai mărișori și stăteam împreună pe balcon să privim cum plouă, sau atunci când mă strigau de jos să le arunc ceva de mâncare sau să le arunc mingea.
Mi-e dor să mă uit la ei de sus în jos și nu de jos în sus, cum se întâmplă acum. Am trecut pe lângă copilăria lor și am pierdut-o. Nu mai pot întoarce timpul, nu mai pot schimba nimic. Pot doar să trăiesc cu toate regretele mele, să sper că am făcut mai mult bine decât rău și să mă împac cu gândul că totul s-a întâmplat așa cum era scris să se întâmple. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Continuare de ajutor, domnul Violet Gheorghe Tăutară. Vă salutam toate limbile pe care le cunosc, dar știu că nu o să mă înțelegeți. Așa că mă prezint mândru că sunt jiboan, un mic centru urban unde trăiesc și scriu câțiva oameni, luând procentual, făcând așa o balanță, ar rezulta că Jiboul este orășelul cu scriitori și că există mai mulți scriitori de metru pătrat decât în București sau în alt oraș mare. De-a lungul vieții am fost de toate. Am fost muncitor, militar în termen, bibliotecar, profesor de franceză, profesor de latină, profesor de română, profesor de teatru și pe lângă toate am fost și scriitor. Am și sper că mai sunt. O să vă citesc, nu în felul de recenta mea carte apărută la editura Caiete Silvane, se numește Sosia. Probabil că unii știți, alții nu știți ce înseamnă Sosia, înseamnă cel care seamănă perfect sau aproape perfect cu tine. Atât sonor cât și fizic, pictural. Dar mai ales ca trăsături, ca trăsături. Sunt membru activ al Facebook. Postez, sunt unul dintre postașii, postacii, harnici ai acestei rețele de socializare. Deci nu o să vă citesc un fragment, deși sunt câteva fragmente pe care aș fi vrut să le citesc într-o întâlnire de mai largă respirație, pentru că aș da o notă comică, umoristică, întâlnirii, și așa văd că ați început să picotiți unii dintre voi. Și nu mă mir că și eu, și pe mine m-am apucat, dar eu am 80 de ani, la domnirea voastră, 18, 17, 16, 15, și așa mai departe. O alcătuire care aia spune prozopoem. Atenție, citesc. În mod obișnuit, îngerul de pază se mișcă lent în jurul formei pe care marele arhitect a plămădit-o pentru sufletul chiriaș, antepurificat în acest scop. Trupul este locuință perisabilă, îndrăznesc să zic. Nici astăzi nu pot ști dacă și cum o fi traversat genomul inițial și anonim materia cronofagă, ducând în spinare fructe de arbor genealogic. Trupul este locuință perisabilă, efemeră, cum aș ruscule pot să spun, se poate spune. Trupul este acesta, mansarda este aici. Asta nu scrie. Și vă spun ca să vă dați seama cam cum sună bancul acela care este asemănarea dintr-un om foarte înalt, dintr-un bărbat, dintr-un bărbat foarte înalt, și o mansardă a unui bloc foarte mare. Care este asemănarea? Amândouă sunt prost mobilate. Dialogăm telepatic, mai ales noaptea. Mirați pe măsură de absența armoniei
până și în construcțiile androgine, efect al soluțiilor mereu antinomice. Trupul este locuință perisabilă, deci efemeră. Ades mansardele sunt prost mobuivate, nu-i așa? Prietenia reciprocă este o noțiune absurdă. Îmi comunicase de ună zi, văzându-mă pierdut, a fost cel mai adesea un ideal intangibil și sec. Trupul este locuință perisabilă, deci efemeră, definită și ilustrată subiectiv, trucat, masarda. Devorator, nesățios, resentimentul zămislit din păcatul trufiei, al egoului exacerbat, al culturii neasimilate suficient, duce spre tărâmul nimănui. Restul este legendă, mit, poveste, sau cum să le mai zicem. Mulțumesc! Mulțumim și noi. În continuare, un poet și critic literar, Viorel Mureșan. Un apartament nelocuit
se găsește oricând în cearcă de răcoare al unui om ale predicării. Mulțumim și noi. Acum trecem la partea de critică literară. Doamna Carmen Arneanu. Bună seara, Carmen Arneanu. În urmă cu 12 ani am debutat cu teza de doctorat, în care a ajuns o carte. În timpul în care am pus această teză, am realizat și primul volum de cronici literare. Nu știu dacă sunt cronic sau cronic de carte. Cronicar de carte sunt critic literar. Important este că scriu despre cărți. Și intervenția mea foarte scurtă va fi o pledoarie pentru cei care au această plăcere deosebită, acest privilegiu de a scrie despre cărți. Am aflat când eram foarte mică de la mama că sunt niște monștri cronicare de carte, critici literari. Ulterior, elevă fiind, am aflat că sunt niște monștri cu față umană. Mai apoi, când am început să scriu undeva prin facultate, am zis, domne, ar trebui să fie niște oameni competenți, avizați, acești indivizi care scriu despre cărțile altora și un pic irresponsabili, pentru că e și un act de tipul acesta de hazardat să scrie despre cărțile altora. Și mulți ani după, am realizat că, de fapt, omul care scrie despre cărțile altora e omul care rămâne elev o viață întreagă. Asta pentru că ne bucurăm noi, cei care încercăm și ne mașieze să scriem despre cărțile celorlalți, să rămânem și matematicieni o viață întreagă, pentru că urmărim cifre, aplicăm formule, încercăm să identificăm formule potrivite pentru rezolvarea problemei. Rămânem o viață întreagă și geografi, pentru că sunt niște geografii interioare în cărți pe care noi încercăm să le identificăm, și istorici, pentru că urmărim evoluția viitorului, a curentului, a genului. Suntem și psihologi, pentru că încercăm să ascultăm scriitorul, să le dăm sfaturi cititorilor. Încercăm să fim și niște arhitecți, pentru că e vorba și de o arhitectură în fiecare carte în parte. Prin urmare, încercăm și noi să fim oameni, chiar dacă unii ne văd așa ca pe niște monștri. Cred că e, și încheie intervenția mea, un privilegiu să scriu despre cărțile colegilor pe care am în față, am scris despre cărțile multe dintre cei pe care aveți în față și m-a bucurat fiecare carte în parte. Am undeva la 150 de cronici scrise în momentul ăsta și sper să fie mai departe un parcurs asemănător. Și ca să vă și demonstrez că sunt niște monștri cu față umană în cronicare, se mai hazardează să scrie și poezie și o să vă citesc un poem în care o să vedeți că avem și un pic de matematică și un pic de psihologie. Poemul se numește Dansați. Și sună cam așa. Când mi-ai invitat frazele la dans, m-am dezbrăcat de nepăsare și de spaimă, i-am lăsat verbul încet pe umărul tău și am declinat toate substantivele ființei mele după genul clipirii tale, după numărul palmelor pe care le aveai în acea zi și după caz, mi-am declinat orice răspundere. Mulțumesc! Tot la capitolul critică literară, ne bucurăm să avem împreună cu noi pe doamna Imelda Chința. Bună ziua, știu că e cam o oră înaintată, copiii se grăbesc, nu o să am o intervenție foarte lungă. Critica, da, eu sunt profesor acolo din și literatura română la Colegiul Masean Silvania. Mai copiedești și descrisul mori, într-adevăr. E un exercițiu critica literară, un exercițiu din care înveți, descoperi oameni și înveți să te descoperi pe tine, să devii mai critic, mai ordonat, mai riguros în tot ceea ce faci. Asta cred că înseamnă și definește critica literară. Rigoare, disciplină. Ca orice. Acum foarte mult sunteți clasa 12-a, știți ce înseamnă să te pregătești pentru un examen. Rigoare și disciplină. Copii, aceasta este marea familie a cenaclului Silvania, despre care sigur ați auzit, este Asociația Scriitorilor din Sălaj. În acest mediu m-am format, să știți, în urmă cu mulți ani, cred că prin 2006 am debutat în revista Caiete Silvane și frecventam cenaclul Silvania. Te formezi acolo, vă îndemn pe toți, chiar dacă veți merge la facultăți, intrați în mediul cultural, pentru că acest mediu cultural te formează. A
aici m-am format, sunt oameni foarte dragi mie, cărora le mulțumesc. Nu e amurg, e un început, e postul Crăciunului, vorbim despre viață, copii. Să aveți o viață frumoasă, sărbători cu lumină! Mulțumim! Și în ultimul rând, Alice Valeria Nicu. Bine v-am găsit pe voi, cum să vă văd, dragi colegi, și pe dumneavoastră, îmi cer să scuze că stau cu spatele, dar vreau să ca știe că nu e nevoie să îmi facă nu știu câte prezentări. Dincolo de activitatea mea literară, asta activitatea de comunicare. Ori la comunicare am învățat că atunci când vrei să dai un produs, nu spui pur și simplu, iată ce produs frumos am eu, luați-l, cumpărați-l, câștigați-l. Nu. În comunicare încerci și arăți celui din fața ta că îi rezolvi o problemă, că îi răspunzi la o întrebare. Și mi-ar fi plăcut foarte mult ca din partea voastră să vină la un moment dat o dorință. Voi, scriitorilor din județul nostru, vrem de la voi asta, asta, asta. Știți ce v-ați dori dacă Moș Crăciun ar fi scriitor? V-ați gândit vreodată? Nu. Am văzut că stați marea majoritate cu hainele pe voi. Erați gata de plecare. Ori, literatura este de felul ei foarte răbdătoare. Poate că nu înțelegeți mare lucru și multe lucruri din cele ce le-au scris și le-au spus dragii mei colegi aici. Vă invit la un exercițiu. Încercați să puneți pe hârtie ceea ce simțiți peste zi. Nici nu contează forma. Că ies versuri, că iese proză, un fel de jurnal. Nici măcar nu trebuie să scrieți în fiecare zi. Ci doar atunci când simțiți că ceva important s-a întâmplat cu voi și în jurul vostru. Scrisul este un exercițiu de a te cunoaște pe tine însuți. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să scriu un text, o poezie, un pseudo-eseu cu care îmi chinui eu colegii în ultimii ani în caiete silvane, să-l las deoparte. Spunem noi, scriitorii, să lăsăm textul să se răcească. Și apoi când am luat din nou să-l recitesc, am stat și m-am mirat și am zis, am scris eu așa ceva. E o formă de a te cunoaște pe tine însuți. Așa că dacă vreți să cunoașteți ceva din voi, ceva care e aproape ascuns și nici măcar nu voi, nici voi nu știți cât e de ascuns și ce este acolo, vă sugerez cu mare căldură să puneți pe hârtie sau pe telefon, că noi scriitorii ăștia care, chiar dacă ne-am născut în secolul trecut, dar am prins din urmă sau nu ne-am lăsat de copiii noștri cu tehnica, folosim de foarte multe ori telefon. Puneți mâna și scrieți-vă acolo, voi, vouă, un mesaj, un gând. Ceva ce m-a impresionat în ziua respectivă. Oferta de literatură care v-a fost prezentată astăzi este una vastă, largă. Dați-vă răgaz să găsiți ceva ce să vă placă, care să vă spună ceva, în care să vă regăsiți. Printre altele, revista Apostrof este cea la care activez eu în mod oficial. Cu Caiete Silvane am o colaborare quasi permanentă de mulți ani. Și pentru că v-am spus ce ar trebui să faceți și ce v-ar prinde bine, am să vă citesc și eu un text, pentru că nu vreau să plecați de aici, crezând că sunt doar o teoreticiană a comunicării.
Poemul meu se numește Bun de tipar. Dar eu nu am scris nicio carte, dar eu nu am scris niciun poem. Numele meu e scris din greșeală pe coperți colorate, însă foile sunt albe, ca laptele dat în foc. Niște valuri ușoare îți spun că cineva a trecut pe acolo și așa este. Mi-am strecurat gândul deasupra, apoi un deget subțire și plin de inele, de scoară, de piulițe, sârmă ghimpată, fire de iarbă, rădăcini, lanțuri, antene de fluturi, sânge, polen, așchidele în piritură de fier, capace de bere, folie cu bule, petale de mușețele, oase de lilieci, basmale, mămăligă, filamente, de becuri cu incandescență, ceară de albine, semințe încolțite, excremente de muște, boabe de muștar, gogoște mătase, cuie, sare, nori, fitile. M-a urmărit fără să mă pot ascunde. Și din degetul acela, și degetul acela a trecut prin spuma laptelui și spuma s-a întins pe hârtia pregătită pentru cărți. Și de pe degetul cel mare au căzut în spumă albă, mirosind a miozofis și a iarnă dulce, unele altele. O femeie nu și-a mai găsit mătura. Un pulover a rămas neterminat. Două albine s-au sinucis pentru că nu puteau să facă miere. Dar eu nu am scris nicio carte. Dar eu nu am scris nici un poem. Un lot de mașini a fost retras în reprezentanțe. La o fabrică de celuloză și hârtie s-au găsit oase de animale în rețeta secretă. Mi-au croit cărțile din restul. Și nimeni nu știe cât a stat degetul cel mare deasupra, ca un vultur adulmecând stârburi. Fiecare a primit o carte unicată, în care a găsit toate obiectele pierdute ale familiei sale. Dar eu nu am scris nicio carte. Dar eu nu am scris niciun poem. Am luat de la piață niște lapte, l-am pus la fiert și când spuma s-a umflat ca un balon, am văzut cum se cobora din cer un deget enorm, plin de toate măruntele nimicului. L-am oprit, cu arătătorul mâinii drepte să-mi atingă vârful nasului, căci am văzut odată pe un om murind cu capul în palmele unei necunoscute. Nu v-am adus cea mai recentă carte a mea. Am venit cu tricoul cu care îmi promovez volumul. Am pe el un vers, Cogito Ergo Clamo, am parafrazat spusa lui Descartes, Cogito Ergo Sum, adică cuget, deci exist, cugetați, deci existați, cugetați, deci plângeți, adică fiți voi înșivă, dați-vă drumul să aveți sentimente, trăiți-le, căci mâine, poi mâine, veți fi în locul nostru. Toate cele bune, sărbători frumoase! Vă mulțumim pentru prezența la această scurtă întâlnire cu membrii Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj. Le mulțumesc colegilor. Vă așteptăm la Cenacru. Uite, la Silvania, la revista de cultură Caiete Silvane. Numai bine!